Hai să mă sunem și plec imediat. Bine. Sărmâna Bella Rebella. Serios? Asta e tot ce ai găsit azi? Păi dacă asta mi-inspiri, o frumoasă rebelă, o cinică fermecătoare, o nucă tare, cu miezul moale, cu Bella. Nu faci cu Bella, adică tomberon? Păi nu, așa se cheamă agenția. Pu Bella Media. Pupăză plus Bella, nu zici că se potrivește? E più Bella Media, analfabetule. Camera, eu e nică. Și ce tot? Stai tu cu grave, minică, sunt analfabetă, știu. Dar tu ce tot vii pe aici, pe capul lui șefa? Du-te la nevastă ta, că noi avem treabă. Nu. Da, vin imediat. Nu îl băga în seamă, că eu nu sunt căsătorit. Asta bagă strâmbe de invidie. Da, și pe mine nu mă interesează dacă ești sau nu căsătorit, pupăză. Dar chiar nu sunt. Mă prefac că sunt soțul ei pentru că mi-e milă de ea. Că ea așa crede, că săraca a rămas tralala după accident. Dar bărbatul în acte e Van Damme. Dar nu vrea să recunoască ca să nu-și trece relația cu Teo. Mă, pupăză, tu chiar ești bun, mă. Este? Păi câți oameni și-ar fi sacrificat viața ca să o ajute pe nevasta altuia? Ziceam că ești bun de scenarism. Păi din ce-ai scornit tu, acum iese o telenovelă de super succes. Auzi, dacă o pui pe hârtie, te ajut să o filmezi. Păi atunci o pun! Stai așa, tu ce nu crezi? Că Van Damme e bărbatul Emei sau că e cupla cu Teo? Pupăză, ești chiar penibil. Teo e cea care s-a oferit să mă cupleze cu Van Damme. S-a oferit ca să-l testeze pe ăla. Să vadă dacă vine după tine cu limba scoasă ca o maidanez în călduri sau e fidel ei. Dar dacă nu mă crezi, poți să te duci pe la cabinet ca să te convingi că ăla e non-stop pe acolo. Păi normal dacă se tratează la ea. Așa ți-a zis? Că se tratează la ea? Dar de ce anume se tratează? De personalitate multiplă sau cum naiba s-o numi, de dublare aia. Van Damme se dedublează? Poți să cred? Păi te-a mințit! Ema are probleme! Ema e aia care se dedublează și mi-au lăsat-o mie pe cap ca să-i suport toate nilelile. Înseamnă că ești chiar un om sufletist, dacă e adevărat. Nu numai că e adevărat, dar e dureros de adevărat. Nu vrei să știi de câte ori m-a chinuit ca pe un sclav, la propriu, cu lanțuri, bici și tot acum. Sigur nu era o fantezie de-a voastră? Nu crezi. Bine, cu prima ocazie când mă torturează, o să te chem ca să te convingi. Dar să vii. Dragile, tot ne sătulești, că dar venim de la mine. Voi, Dana, de la tine sunt sătul. Păcând aici n-am mai făcut ravagii de mult. Da, și nici nu e indicat că suntem prea expuși. N-ai zis tu că nu e bine să se afle în târg ce fac și cu cine? Mai ales că tu ești nedivorțat, iar eu sunt persoană publică și îmi pierd credibilitatea. Am zis, mă, baby, am zis, da, aici câștigi sexibilitate. Și ideea că n-ar putea surprinde cineva face adrenalina să zburde prin noi. Simți cum zburde adrenalina prin noi? Și că cum? Ok, m-ai convins, dar nu putem acum că trebuie să-mi vină. Ce să-ți vină, bă, baby, că nu trebuie să-ți vină, că pe calendarul meu... Trebuie să-mi vină o programare. Până nu când ții calendarul? Nu, normal că ții, baby. Ce vrei, să crești copii la Cotroceni? Numai de mult arată copilor acolo. Uite. Iubitul meu, cum îmi ține el calendarul. E, pentru asta, uite, o să te premiez. O să joc mâine ce rol vrei tu, ca să nu fii invidios pe pupăză. Zi ce rol vrei, mâine, da? Mâine, da. Ce zi e mâine? Mâine, nu, că e altă zi. Mâine vreau să fiu o doctoriță sexy și rea. Adică să fiu eu însă? Poți să mai exagerezi un pic pe colo? Bine că mi-ai zis, da, să nu uiți să-ți aduci și tu ceva de îmbrăcat. Sau, mai bine zis, de dezbrăcat. Isabela, fii atent că dacă mă înșel cu ea, sunt în stare de orice. Mă, tu ai luat o razna? Ce întrebare retorică! Cu dragă să nu te mai doresc, dar
Mi-e păcat să o facem așa, animalic, fără pic de imaginație. Nu te inspiră și pe tine serialul ăsta deloc? Păi tocmai de aia sări pe tine că mă inspiră. Stau să erup ca Vesuviu. Dar nu așa, nu așa. Nu te inspiră artistic, dragă. Ce zici? Dacă eu sunt stăpânul roman și tu sclava adus în lanțuri și eu te probez să văd dacă ești bună. Sunt? Adică dacă meriți să te păstrezi pe domeniul meu sau să te omor. Să mă omor, da. Aha. Vreau să mă omori. În plăcere. Hai că e bună ideea. Vreau. Da, așa și mâine. Și mâine o să facem invers. Ca să nu zici că nu există egalitate în cuplul nostru. Adică... tu o să fii stăpâna romană și eu sclavul adus în lanțuri pentru prasilă. Asta, pentru prășilă. Pentru o perechiere, dragă. Că ți-au adus un sclav sănătos. Ca să-ți facă urmași puternici. Nu romani din aia degenerați. Că știi că ăștia și-au dat nebigenele că se împerecheau între rude, ca hamsterii. Tu știi ce, nu mai aveau genii? Ba da, da. Aș băga o mâncare aici, așa, în ușă, se umflau, pocneau și-au murit cu toți. Bă, nene, tu ești senzațional. Să știi. Deci ai super imaginație. Este? Fii atent. De acum încolo toate filmele le vedem împreună. Diseară pun Dracula. Și cine ăsta, Dracula? Ula, ula. Auzi, nu mai bine terminăm noi cu Spartacus? Că sunt vreo 50 de episoade. Și după aia... Cipcirip... Mamă, ne mai trebuie frăricele. O, da! Bună, Bela. A, nu, nu, încă n-are criză, dar se prefigurează. Că deja e nervoasă. Și îi cunosc simptomele, ce naiba. Am sunat doar să mă asigur că vii. Și să te întreb dacă ai făcut ce te-am sfătuit. Cum ce, Bela? Să te duci la Teo să te convingi că e pe felie cu Van Damme. Așa. Să rămână, doamna doctor. De la firma de cleaning sunt. Am înțeles că ați solicitat o curățenie de la noi. Doriți serviciu complet? Adică tot acâmul? Sau doar... știți că la frecat sunt cel mai profit în firmă. Normal că vreau tot acâmul. Yes. Da, nu chiar acum, pentru că mi-a apărut o urgență și trebuie să lipsesc o jumătate de oră. Dar promit că dacă mă aștepți, o să facem cele mai murdare lucruri din lume. Păi, unde pleci eu? Ce fac până vii tu? Păi, dacă tot aia, Stefa, un pic de curățenie, că dacă o să te găsesc transpirat și murdar, o să fie și mai kinky și te plătesc. O să plec eu. Cel mai prost. Da. Ce faci, mă? Unde ești? Gogoașă, am stabilit că sunt liber azi. Am o treabă cu Teo. Păi tocmai de-aia te-am sunat. Vezi că pupăză i-a spus Belei că ești pe felie cu Teo și a pus-o pe aia să vină la cabine să verifice. Așa și? Cum așa și, inconștientule? Păi dacă Bela află că tu ești pe felie cu Teo, o să-i dau undă verde lui pupăză și dacă ăștia doi se cuplează, să duce dracule business-ul. Judecă și tu! Păi pupăză e chitră și o să învețe și pe Bela să fie la fel și să nu mai dea niciun ban. Sau să ne arunce numai niște resturi, niște firfirei. E și interesul tău să nu-i spui Bele, să nu afle cumva că tu ești cuplat cu Teo. Îți protejezi banii, nu? Da. Dar fii atent, Gogule, îmi dai o primă pentru asta. Că sigur Teo o să facă crize când o să-i spun că vreau să ne ascundem de Bela. Da, mă, da, îți dau. Îți dau și două. Ești pregătită? Pentru ce? E cum pentru ce ai uitat? Pentru fantezia cu sclavii și romanii. N-am uitat, dar tu vrei să facem acum așa? În mijlocul zilei? Dar ce vreau? Păi dacă acum vine transportul de sclavi, vrei să-i trimitem înapoi în Tracia? Nu. Și în plus, romanii erau libertini, dezinhibați, o făceau peste tot, ca hamsterii. Nu se jenau de nimic. Mai iubire, tu devii din ce în ce mai cool. Este? Mă duc să mă pregătesc. Du-te, du-te. Dar repede. Și să nu uiți lanțurile. Bună! Bună, Bela! Ce ai? Bine că ai venit, că poate de jena ta o să înceteze.
Dar ce, dragă, ce-ți face? Oh, Oleu, dar ce nu-mi face? Auzi? Da. Ascunde-te undeva și o să vezi cu ochii tăi. Hai, unde să mă? Vino cu ochii tăi. Vino cu ochii tăi. Vai, vai, sărmana de mine! Stăpâne, unde ești? Stăpâne! Stăpâne, te implor! Dă-mi și mie un pahar cu apă să-mi imezez buzele, că mi-arde, nu mai pot, te rog! Ce faci, femeie? Fac orice, stăpâne, nu mai scoate-mă din lanțuri! Trebuia să faci fantezia de care am vorbit! Stăpâne, sunt deplinit cu orice fantezie, nu mai ai milele mine! Deci nu pot să cred! Tu ții un om bolnav legat? În lanțuri? Ce fel de monstru ești, pupaza? Mai Bela, nu e ceea ce pare. Cum? E nebună, te legați, am zis să legați singură. Dacă nu mă crezi, întreabă-o pe Teo cu are sub tratament. Dar tu ce cauți aici, mă, leam, că Vandame nu e acasă. Ia trecut pe la gogoașe, dragă, ce te bagi? Fugi, fugi, că poate fi periculoasă. Du-te la Teo și verifică ce ți-am zis. Bine, bine, pa! Ce ți-am zis eu, femeie, să faci și ce ai făcut tu? Stai, dragă, să-mi reintru și un rol. Ce mă e așa tare? Cum a scos păluga aia din stare? Cu ce-am greșit, stăpâne? Hai, încetează cu sclava aceea, că acum vorbesc serios. Și nu tu trebuia să fii sclavă, eu trebuia să fiu. Tu trebuia să fii stăpâna romană și eu sclavul ăla bun de împerechiere. Aoleu, dai dreptate, hai, scuză-mă, facem așa. Acum nu mai faci nimic, că m-ai enervat. Frișca! Cu căpșuni? Dar pe alea trebuie să le cauți. Te-am zis că te premiez dacă mă aștepți. Da, vreau să le caut. Da. Vreau să le caut. Hai! De unde să încep? De aici? Să rămână. E bine, doamna doctor, sau mă insistă aici pe masă? Bună! Bună, Bela! Nu, mai trebuie să insiști acolo, te rog, că e cabinet medical, trebuie să lucească, nu? Da. Cu ce ocazie pe aici? Tot un aviz psiho? Nu, am venit ca să... Auzi, dar parcă ziceai că e pacient, nu om de serviciu. Așa este, numai că pupăză îl presează să dea mai mulți bani în casă, că altfel îl dă afară. Da, și i-am oferit un job suplimentar ca să-l ajut și să nu se mai streseze, că altfel îl nebunea săracul de tot. Deci am irosit eu bine că ăla e câine, nu om. Câinele e bun. Deci, cu ce ocazie pe aici? Am venit ca să... Pun despre o altă pacientă, ce se întâmplă cu ea, cu Emma, da? Ce se întâmplă cu Emma? Am trecut întâmplător pe acolo și... A, întâmplător, da. Da, și era în lanțuri. Ce făcea în lanțuri? Mă rog, mai bine să spună pupăză, că el știe mai bine. Și poate trebuie să faci curat și pe la mine, Vandam. Plătesc bine. Pa! Ce-a fost asta, mă? Ce să fie? O căpșune? Superbă! Superbă! Te ferești de Bela că ești cu mine? Ai vreun interes la ea? Putea o iar începi? De câte ori să spun că n-am nicio treabă cu Bela și cu toate picioarele ei multe? Te apucăsem să intri în joc ca să ne surprindă poziții indecente. Și-am intrat! Foarte bine că ai intrat! Ce vrei să ajungi în ziarele de scandal? Știi cum sunt firmele de publicitate cu ziariștii? Uite așa! Și-am impresia că picioare multe e avită după bani. E un fel de pupăză. Da, vrei să nu faci și tu orice pentru banii ei, că... Mai bine treci pe curat la locul de muncă sau la horă, braznic. Hai! Avei doar căpșuni sau și altceva? Mai caută! Bună, belisima! Ia zi, te-ai convins de ce ți-am spus? Normal, pupăză. Și? Ți-ai schimbat părerea despre mine? Da. Eram eu prea sigură, dar acum e super clar. Că ești cel mai mare ticălos de pe fața pământului. Unul care exploatează pe toți oamenii cu probleme din jurul lui. Ce? Tu unde ai scos-o, dragă? Adică nu era Vandam la Teo? Ba da, intrigantule, dar freca podelele, nu pe Teo, cum ai sugerat tu. Adică jmotruia ca să poată să-ți dea ție banii pe care ai cerut ca să-l mai ții în casă. Bela, te-am mințit, eu nu i-am cerut niciun ban. Ăla vrea să mă discrediteze în fața ta. N-auzi când te strig? Ești nebună! Merni, cum îți permiți să-ți ignori stăpâna? Așa e nebună! De fapt, lovește-mă, că am fost neascultător! Lovește-mă! Te lovesc! Stai, Emma! Emma, încetează! Pupăză,
Pupă, să lasă circul ăsta ieftin, că nu mă prostești, că nu sunt plebea romană. Ce citează, dragă? Cum adică sunt eu? Păi, eu hotărăște deodată, nu tu vrei să fii sclav? Păi da, dați sclavii să mai și revoltă, că se satură de tiranie. Uite-te mai departe la Spartacul și o să afli. E, da. Mai bine mă uita la Dracula, că ăla mi-e așa confuz. Vine omul, suge și pleacă. Ce mama mă însetă, mă aburești cu cip-cirim și cip-cirim. Hai, lasă-o încolo de treabă. Da? Bună ziua, firma de cleaning. La aparate. Vreți să mai faceți o altă programare? Da. Dar aș vrea să vină alt băiat, nu tot cel de ieri. De ce, doamnă? Nu a frecat cum trebuie? N-ați fost satisfăcută? Ba, da, tu, orașule, stai liniștit. Dar azi intri tu în jocul meu, că eu am intrat în al tău. Cu tot cu Bela. Hai că am o super idee. Zic că de-abia aștept. Tu ești un polițist dur. Iubito, nu cred că am de unde să iau așa din scurt o uniformă de polițist. Rogă-l pe Chiurete să ți-o împrumute. Mă, da, uniforma e sfântă pentru el. E fetișul lui, nu o să mi-o dea niciodată. Atunci ia-o fără să știe. O vrei să ajung în arest? Mă crezi de bun? Asta e. Cum adică asta e? Baby, tu vrei să scap de mine? Asta e fantezia, disperatule. O să fii nebun. Eu? Că n-am făcut-o niciodată cu unul. Deontologia de... La 8 sunt la tine. Să facem nebunii. Bela, ascultă-mă, nu închide. Astăzi Van Damme se duce la Teo costumat în polițist pentru o fantezie de-a lor. Mai verifică o dată, ultima dată. Sărna. Bună. Se poate? Sau doamna doctor așteaptă și alți pacienți? Pe care se trimite la Balamuc? Poftim? Domnule, cine sunteți și ce vreți? Cine sunt? Adică nu știi. Sunt unul dintre aia sănătoși pe care tu ai trimis la Sandilii. Dar ghinion, ghinion că am evadat. Și ghiți cine o să fie victima? Că dacă m-ai declarat irresponsabil, înseamnă că n-am discernământ și pot să-ți fac orice. De-abia aștept. Bună. Vezi, Mateo, de-aia nu pot să rămân la tine peste noapte, pentru că tot timpul ai vizitatori. Vandame, dar Bela nu era anunțată. Scuze, dar eu venisem să te întreb dacă ai vorbit cu Pupăză. Auzi, dar de ce trebuie să doarmă la tine? I s-au agravat problemele? Nu, dar l-a dat afară Pupăză, că nu i-a adus banii ceruți. Auzi, dar sigur e sănătos? Normal că sunt sănătos! Cel mai sănătos! Vai, fascinant, fascinant, dar cine ești? King Kong? Eu în locul tău aș pleca, că acum chiar a intrat în criză, cred că e de la stres. Și dacă chiar e King Kong, pe final te lasă cu violență. Paolo, da. Păi atunci am să plec. Da, când mai vii, să dai un telefon înainte, cred, e mai sigur. Sigur, bine, da, 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 pa, da, pa, pa, pa. Ce-a plăcut? Ce te-a apucat, mă? Cum ce m-a apucat, Pepi? Pentru tine am făcut-o ca să îndepărtez pe Bela. Să nu mă mai acuz că am vreun interes la ea. Tu crezi că ea o să umble în viața ei cu un sandiliu? Acum mă crezi că doar pe tine te vreau? Iubitul meu! Auzi? Eu mai fac ca King Kong, că mi-a plăcut. Și dacă ești cu minte, îți dau o banană. O banană? Ai? Bela! Tu aici? Intră! Ești sigur? Poate îmi cer taxă de intrare. Sau cine știe, se blochează ușa și nu mă mai las să ies decât dacă plătesc, eventual în natură. Ah, ce n-aș da eu? Bela, de ce zici așa ceva? Păi dacă tu ești în stare să ceri bani de la un bolnav care este în criză, de la mine, care chiar am... Este așa. Cine e în criză? Nu știa? Păi tu ești Dumnezeul mincinoșilor nemernici? Alo, madame, alo, nu-ți permis să vorbești așa cu soțul meu! Și ce tot suflendul tu, craceai interminabil pe aici? Nu cumva ai pus ochii pe el? Ai văzut că e băiat bun și... Băiat bun! Așa de bun că l-a dat pe sărmanul Van Damme afară din casă pentru 2 lei! Are să-mi dea 2 lei! A trebuit săracul să se mute la Teo! Dar nu l-am dat afară din casă! Normal că nu l-ai dat o guriță! S-a mutat la găcică sa! L-o fi obligat aia!
Căde? Bă, bărbaților, vă trebuie un imbolt să faceți pasul ăsta. Nu e așa? Vezi? Ți-a confirmat și ea că ăia doi sunt împreună. E? Cine știe cât ai torturat-o ca să spună asta? Știi ceva? De acum încolo am să fiu cu ochii pe tine și la cel mai mic gest de cruzime am să chem poliția. Și nu prietenei ai tăi, frecangii, poliția adevărată. Să rămână pe... Hai, dă două, trei, două, trei. Ce-ai găunit? Hai, simplu. Zi-mi altceva mai simplu. Păi ăsta e, dar trebuie să-l bați. Ah, nu. Păi dacă asta-mi inspiri o frumoasă rebelie. Ok, m-ai convins, dar nu acum că trebuie să-mi vină? Și să-ți vină? Stai, mă, baby, că... Trebuie să-mi vină o programare! Calendar! Nu, încă n-are criză, dar se prefigurează. Că deja e nervoasă. Îi cunosc simptoma la... Dă-și-mi un telefon. Cred că te omor. Da?